tuturor, eu sunt Anisia și bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu. În videoclipul de astăzi o să vă arăt cum am realizat acest machiaj și da și nu și nimica. Acesta este pur și simplu machiajul. Mi s-a întâmplat ca să nu mai găsesc genele false, adică mi-am găsit doar una și n-am avut încotro, a trebuit să-mi pun rimel cu gene false și așa mai drăguț. Eu vă las la continuarea acestui videoclip și ne vedem la sfârșit și să-mi spuneți dacă v-a plăcut sau nu machiajul, tutorialul. Între timp, nu uitați să vă înscrieți la canalul meu. Deci, ne vedem după aceea. Pentru a realiza machiajul de înainte, vom utiliza tot paleta de la Morphe 35B, care este deja adorata mea. Care are toate culorile astea înăuntru superbe, care le ador. Și vom realiza machiajul verde, care îmi place și se potrivește, cred eu, cu ochii maro. Ok. Eu mi-am făcut deja baza, mi-am făcut contouring, sprâncenele, ca de obicei normal, cum se face orice bază și orice sprânceană și orice. Și acum vom trece la machiaj. Și o să încep întâi cu un galben, cu acest galben și îl voi întinde aici, doar puțin. Stai să dau mai aproape telecamera. Când spun puțin, eu nu știu niciodată să mă opresc, pentru că pun prea mult. Acum vom lua un verde și îl vom pune tot aici și galbenul se va vedea puțin. Și vom lua acest verde. Nu știu de ce în telecameră nu se vede așa verde, dar este verde. Nu este verde închis. Să împreune, cum să spune, împrăștie, împreuneze, cum ne-o spune, să se amestece cu galbenul, să împreuneze, cu copii. Și după aceea mai luăm o amestecătură dintre care verdele la ăsta și verdele ăsta împreună, pentru că unul e mai închis și altul mai în oglindă. Super mai drăguț, în fotocamere urât. Bineînțeles, așa. În fine. Și acum, aici, pe ploapa asta, vă pune verdele cel mai deschis. Adică, fiind ăsta, îl voi pune cu degetul. Ca să fac, să spun, un contrast între verdele acesta mai deschis și acesta mai închis, voi pune aici cel mai închis verde, fiind acesta, cu o pensuliță, ca să caut pensula potrivită. Aha, pio. Bello, bello. Cu o pensulă de genul. Așa, și acum îl vom întinde. Nu știu, acest machiaj nu este super wow. La început îți se pare ce naiba este verdeciunea asta. Dar la sfârșit să știți că este superb. Adică, na, acum depinde de gusturi și
De ce îi place fiecăruia. Cu o altă pensulă vă mai duce să îl blenduiesc puțin. Prea mi se pare blenduit. Și dacă totuși este, am pus, cum v-am spus înainte, eu cam exagerez cu culorile. Dar fiți sigure că o să fie frumos la sfârșit. O să fie frumos cu gene false, cu eyeliner, cu toate acestea. Și după aceea, tot aici peste primul verde, care am spus și înainte, vom pune acest verde cu, cum neapărat se spune, cu sclipici. Să dea un, să dea puțină luminozitate. Rezultatul, cum să spun, aici am mai adăugat puțin puțin negru, cât de cât să creez un verde mai închis, pentru că nu eram mulțumită de verdele ce l-am obținut înainte. Și acum îmi voi pune eyeliner, îmi voi pune genele false și voi reveni cu rezultatul final. Din păcate nu mi-am găsit genele false, adică mi-am găsit doar una și alta, nu știu unde este. Deci mi-am pus eyeliner și acum ce o să fac, o să... Și acum o să-mi pun rimel. Dio, bono. Rimele. Cele preferate. La Kiko și mi-am plăcut. A? La de la Kiko. Și acum îmi îndoi genele. Și o să-mi pun rimel ca oricare om, oricare fată. Prima dată acesta și după aceea acesta. Iluminatorul. Trebuie să-mi pun iluminatorul, că uit mereu de iluminator. Și ce-am uitat? Să pun verde și aici. Se vede că eu merg prea departe. Mă grăbesc. Și nu e bine dacă te grăbești. Deci o să-mi pun verdele aici. Jos, că nu pot să stau cu verde sus și un verde jos. Nu verde. Ce faceți, mă? Ce veniți? Mica, lasă-mă că fac videoclip. Te filmezi? Da. Cum? Păi mi-e face de cachet. Acum te filmezi? Da. Mă, ce faci? Avem voie. Hai, du-și tu un videoclip, fa. Salut, YouTube, vin cu aceea. Am pus verdele și după aceea am mai adăugat aici un negru să-l împrăștiez, să-l amestec, împrăștiez cu eyelinerul, având în vedere că și eyelinerul este negru și deci iluminatorul. Și acum voi pune iluminator aici și aici, pentru că încă nu am pus. Pus. Și acum rimel. Ce păcate. Între ochi cu rimel și ochi fără rimel. Acesta este rezultatul final. No!
am uitat iarăși încă ceva, chestia de buze, totuși aceștia sunt ochii, cum puteți vedea cu rimel. Dacă aveam gene false, era mult mai bine, dar din păcate nu am. Edu, te văd! Și ce să aleg? Sunt și eu săracă și am doar 3 culori, deci am 2 greioane și un ruj, deci totuși aceleași culori o să le utilizez până când nu o să-mi cumpăr altele. Și am de gând să fac, Edu vorbesc, și am de gând să fac un videoclip, un total cover cu Make Up Revolution și dacă sunteți de acord să îmi scrieți în comentarii jos. Deci hai să-mi pun chestia asta. Și acesta este rezultatul final, în sfârșit. Să-mi dezleg și eu părul. Certo? Păi tare acolo e voi. Îmi dezleg părul. Și acesta este... Edu, ia vină. Așa. Deci acesta este sfârșitul. Sper că v-a plăcut. Scrieți în jos în comentarii dacă v-a plăcut acest videoclip și dacă, normal, dacă v-a plăcut machiajul și dacă o să-l faceți și voi. Eu v-am pupat și ne vedem data viitoare. Bye, bye!